materiale, au fost analizate planurile pentru asigurarea cu resurse materiale, resurse financiare și resurse globale destinate gestionării situațiilor de urgență pe anul 2011. De asemenea, a fost prezentat raportul Ecuador cu privire la verificarea modului în care a fost salubrizate costurile de apă de către administrațiile publice locale. Aș vrea să vă informez că acest control s-a desfășurat în perioada 20 martie, 1 aprilie, au fost verificate un număr de 54 de localități din cele 102 câte are județul Argeș ca și unități de administrație locală. Aș vrea să vă informez că au fost prezenți la aceste controle și Garda de Mediu și Direcția Apelor Argeș Mediu și Inspectoratul de Situații de Urgență. Echipele de control au constatat 148 de neconformități pentru care s-au stabilit tot atâtea măsuri de remediere, un număr de 300 de privați fiind amendați cu suma de 15.000 de lei fiecare. Au fost întocmite situații de fapt pe fiecare zonă nesalubrizată, în așa fel încât, în eventualitatea unor inundații, administrația locală să poată răspunderea.